toward a predetermined goal and knows where he's going, that man is a success. We have to define success. Pentru contul aproximativ 30 de minute. Da. O să iasă rău, da, o să fie... O să fie cu mișcare, da. Veți avea ocazia să vedeți și cine vrea să și experimentați ce înseamnă Wing Chun Kung Fu. Nu vreau să mai continui să vorbesc eu, să dau cuvântul lui Bogdan. Haideți să aplaudăm. Ok. Bun. Cine a văzut până acum un film cu Bruce Lee? Ce vă inspiră Bruce Lee când vă uitați la el? Când vă uitați cum se mișcă, cum se uită la cameră, ce sentiment vă? Relaxare. Aerodinamic și putere. Hotărâre. Aerodinamic. Da? Echilibru. Hotărâre. Energie. Activ. Determinare. Da? Determinare. Flexibilitate. Flexibilitate. Da? Pentru mine, când am văzut pe Bruce Lee prima oară, mi s-a părut o forță a naturii. Da? Fie că o credeți sau nu, există un Bruce Lee în fiecare din voi. Da? Da, mă zic. Cui ar plăcea să aibă abilitățile astea? Fantastic. Când am venit? Da. Și, practic, astăzi vă voi arăta câteva situații în care vă puteți găsi pe stradă, da? În care poate viața voastră este pusă în pericol, viața cuiva la care țineți foarte mult e pusă în pericol. Și vă face o legătură între dezvoltare personală și ceea ce a zis Florin, da? Ce am discutat până acum, și cum v-ar putea ajuta într-o situație de genul ăla, da? Cum să puteți gestiona mai bine situația respectivă. Bun, haideți, înainte să începem chestia asta, haideți să ne energizăm puțin, că n-am mult, da? N-am cam ok. Hai, ridicați-vă puțin, da? E masaj, nu? Pe jos? Nu. Bun. Ok, mâinile în față, da, suflicați mânecile dacă aveți. Bun. Sculturați puțin. Da. Bun. Acum vreau să puneți mâna dreaptă în spate, mâna stângă în față. Da, aveți grijă cei cu ceasuri să nu-mi scoateți ochii, da, să nu le lansați în față. Și scuturați mâinile și la semnal bam bam. 1, 2. Foarte bine, bun. Acum vorbim de ancore, da? Spuneam ceva de ancore. Haideți să vă arăt o ancore care o folosesc artiștii marțiali, da? În general. Și una care o folosea și Bruce Lee. Ce sunet scotea Bruce Lee? Cine poate? Fantastic! Bun. Vreau pe ultima lovitură toată lumea să scoată sunetul ăsta. Și scuturăm mâinile și... Ok, aceasta este o ancoră pe care o folosim pentru a genera, nu neapărat pentru a genera mai multă forță, pentru că corpul nostru are oricum abilitatea de a genera forțe foarte, foarte mari și vă arăta și lucrul ăsta, indiferent de statură, indiferent de vârstă, da? Wing Chun este un stil incredibil de eficient pentru persoane mici de statură sau bătrâne, da? Te face mult mai puternic, te face mai înțelept, te face mai activ mental. Bun. Ancora asta, de fapt, o folosim ca să ne punem într-o stare. Da? Asociem o stare de încredere. Da? Sau o stare de dragoste, o stare de siguranță. Un anumit buton. Da? Pentru noi, în Wing Chun, nu prea folosim genul ăsta de butoane, că n-audă lumea pe stradă, deci că suntem puțin duși. Da? Butonați. Avem niște ancore mult mai subtile în felul ăsta, în partea asta. Și e un lucru nou chiar și pentru studenții mei. Da? Unde aveți ocazia să aflați niște informații foarte, foarte high level, să spunem, din arta asta. Ok, înainte să intrăm în detalii, haideți să vă spun puțin cine sunt, de ce am ajuns să studiez arta asta. Fac arte marțiale de la 13 ani și am făcut karate în România. M-am hotărât în clasa 12 să trăiesc visul românesc, nu visul american, ăla de a trăi în afară, de a te întoarce cu bani și a trăi ca un boier. Da?
Bineînțeles, nu s-a materializat. Da. M-am dus să studiez în Grecia management hotelier, unde mi-am cunoscut și instructorul pentru prima oară. Am fost un student extraordinar în facultate, am terminat suma cum laude și a fost un eveniment așa de frumos că după 3 ani de facultate, facultatea mea fabuloasă s-a închis. Și a rămas cu hârtie. Da. În momentul ăla am început să mă îndoiesc foarte mult de sistemul ăsta educațional, da, și de universitate în general. Mi-am dat seama că, la urma urmei, dacă nu ții viața by the bones, cum se spune, da? Nu, nevastă-i îi place treaba asta mult de tot. Da! Încă mai vorbim despre viață, sper. Fantastic. Și, după cum... Viață era un distins vecin, dacă nu mă... Așa că mă... Viață Vasile, nu? Da. Ok. Bun. Partea cea mai dubioasă din toată experiența mea în arte marțială a fost când mi-am cunoscut instructorul. Căutam o școală de karate, am fost și la un campionat de karate în Atena. Am făcut un an de zile, în primul an de facultate, trebuie să continui cu karate. Și mergeam pe stradă și văd la un moment dat Wing Chun Kung Fu. Zic, ce dracu ăsta, Wing Chun Kung Fu? Eu nu făcusem niciodată arte marțiale chinezești, că eram pe sens slab. Da. Bun. Și într-o zi mă hotărăsc, mi-am făcut curaj, băi, hai să mă duc, mă, să văd care treabă. Foarte încrezător în mine. Vorbeam mai devreme că ai prea multă încredere în tine. Știi, viața e cam așa, când Dumnezeu, când te vede că ai prea multă încredere în tine, îți trage câte o palmă, știi, și te trezești, știi, ți-aduce aminte, de fapt, cât de mic ești. Și sala instructorului meu era într-un subsol, în subsolul unui bloc. Mă aș aminte, coborând scările, ușă metalică. Deschid ușa, mă uit în sală. O sală de-asta ciudată, aici e lux, pe lângă cum era în sala instructorului. Văd asta, să zic, saltele pe pereți. Văd manichin de lemn, zic, mamă, ce cuierul ăla? Cam. Eu l-am folosit cu poze pe da. Și mă întorc în dreapta, văd un tip stătea jos, uita mai namela de om, ras în cap. Ce asta? Mix martial arts, cred că ăsta e MMA, își par cap. Că mă uit la el, îi zic, bună ziua. Zic, salut. Și ți-am venit să văd cam ce faceți aici. Am făcut și o artă mațea, explodând de încredere. Zic, da, ce artă mațele? Shotokan. I eat Shotokan for breakfast. Mănânc Shotokan la micul dejun. Cum dracu să mănânce Shotokan la micul dejun? Adică eu mă antrenez așa atâția ani și el crede că Shotokanul se mănâncă așa cu una, cu două, nu se poate. Chestia asta m-a scos din serie tasată atunci, da, ok, ok. M-am întors după un an la el. Orgoliul meu era prea mare. M-am întors după un an că am găsit un paragraf pe site-ul lui. Știți că mai sunt momente din viața voastră când o singură chestie, o mică chestie, vă schimbă viața total. Da? Și pentru mine a fost paragraful ăla din site-ul instructorului meu. Spunea ceva de genul că în Wing Chun practicanții sunt invitați să-și controleze, să învețe să-și controleze forța exterioară și cea interioară. Da? Pentru mine a rezonat foarte mult lucrul ăsta. Era exact ce căutam. Vreau ceva, nu să mă facă doar puternic fizic. Da? Vreau ceva care să modeleze caracterul. Și de atunci a început călătoria mea în arta asta care se numește Wing Chun. În prezent avem școala asta în București, am predat cursul ăsta la Roma, am locuit acolo 2 ani. Avem școala asta în București de 1 an, am avut câteva realizări importante. Mi s-a făcut un reportaj la Antena 1, la Observator Special, în sala asta. A fost o realizare foarte mare. Săptămâna asta am avut un pitch la Open Connect, eveniment pentru antreprenori și freelancer, unde am câștigat cel mai bun pitch. Da. Suntem o școală respectabilă de 20 și X de oameni, da? Și în creștere. Predau Wing Chun și online, pe net, da? În cursuri video și lucruri de cinate cuvinte, cam știu despre ce vorbesc. Bun. Haideți să intrăm și pe partea asta emotivă, da? Legat de ce spunea Florin mai devreme, de cum să-ți controlezi emoțiile. Pe stradă sunt situații neprevăzute, da? Se spune că surpriza este 60% din luptă. Și cam în orice interacțiune umană, surpriza e foarte, foarte importantă. Dacă vi se spune ceva, peste 3 secunde trebuie să ții un speech despre viața ta. Ai
un minut jumate. De 7 minute. Bun, vă rugat pe Alex să mă ajute să vă spun ca ce se poate întâmpla. Ok, ce se întâmplă în majoritatea școlilor de arte marțiale când se antrenează, da? Ei lucrează, ce mi-ai făcut aseară, wow, ce frumos, știi? Problema în felul ăsta de a te antrena în modul ăsta este că subconștientul tău înregistrează de fapt că ești bun să-ți bați prietenii. Da? Râde, glumește, îi vezi fața zâmbind, se bucură că te vede și tot așa și voi vă jucați. Și mamă, ce tare sunt. Și de asta de fiecare dată când, nu știu dacă s-a întâmplat, hai să vă arăt ce am mai învățat și îi zic mereu nu. Da? Și important este să vizualizați foarte mult. Și cum a zis și Florin, poate când sunteți singuri, în cazul vorbitului în public, în baie, se face antrenamentul ăsta, da? În cazul nostru, ne gândim că cine ne atacă e de vreo 3 ori mai mare ca noi și vrea să ne facă cu adevărat rău, da? În momentul ăla nu mai stai să te... Încerci să scoți din joc cât mai rapid posibil, da? Pentru că nu se știe ce-ți va și cum te va ataca. În momentul în care el pleacă spre mine, eu deja mă duc să-l interceptez, să-l scot din ecuație. Da. Problema este în felul următor, că multe școli de arte marțiale, mă arătă pe lumea, vă învață chestii de genul, prinde-i mâna, fă-i o pârghie, să-l controlezi, să-l prinzi aici, sau, știu eu, ia-l de aici, dă-l jos, la pământ, chestii de genul ăsta. Dacă vrea cu adevărat să vă lovească și are puțină experiență, de stradă niciodată nu se puteți prinde mâna. Pentru că vedeți, vină cu geam. Vedeți? Geam și retă cu geam, da? Deci nu se poate niciodată să-i prind mâna. Să-i prind mâna și să fac procedură. Ok? Are sens? Și de obicei, pe stradă când îi lasă pe mâna jos. Ca să-ți explic ce mai bine. Pe stradă, de obicei, când aveți un conflict și vine la distanța asta, sunteți deja în pericol, da? Pentru că de aici nu mai puteți vedea, nu mai puteți vedea mâinile. De aici, de obicei, vă așteptați să vă împingă, dar vă poate lovi foarte ușor, da? Și pentru mine, că am atâta experiență, mi-e foarte greu să văd o lovitură de aici. El vine și mă lovește. Vă scoate din joc imediat. Pentru femei, voi aveți un mare avantaj. Surpriza. Nu o să aștepte nimeni, în momentul în care vine să vă atace, să vă ia în brațe, știu eu ce am mai făcut aseară. Nu o să aștepte nimeni să-l lovești. Ok, nu trebuie să mă lovești, trebuie să mă iei în brațe. Da? În momentul în care vine și vă simțiți... da. Ok. Să vă duceți să îl atacați direct, da? Niciun mereu, noi nu fugărim mâinile. Niciun. De asta începem să atacăm și să apărăm în același timp. Ok? Deci, el în momentul în care mă lovește, nu mă duc să-i prind mâna și după aia să atac. Cum e în karate, cum e în fu și toate chestii. În momentul în care el mă lovește, mă atac și mă atac. Mă apăr și atac în același timp. Este o chestie simultană. După ce îl lovesc, pot să-l controlez foarte ușor. Îl duc undeva. La cină. Da, la cină, să fac cină. Ziceam de femei, da? Și persoane mici de statură. Niciunul îți permite să generezi forță foarte mare, pentru că nu folosim forța musculară. Nu contează cât de mare ești. În momentul în care eu mă duc să-l lovesc, eu nu vreau să-l lovesc aici. Da? În momentul în care lovesc, îmi mut greutatea corpului în țintă, da? Sunt aici și trec prin el. Da? E valabil pentru oricine. Orică mă așez aici și mă vedeți la un kilometru că vin și mănânc. Da? Orică sunt aici și mă atacă el și după aia trec prin el. Și să mai sperie și de tine eventual de la sunete. Ok. Vorbeam de ancore mai devreme. Și de mesajele care le transmiteți. E foarte important să vă antrenați în felul ăsta. Să vă gândiți că cineva vă atacă cu adevărat. Că e mai mare decât voi, da? Că vrea să facă cu adevărat rău. În momentul ăla vă păstrați calmul ăsta. Vă păstrați calmul și învățați să lucrați cu privirea. Cu ochii, da?
Îmi face să se rece, trebuie să fiu serios acum. Ai înroșit omul, uite-te la gândul lui. Aia, e obișnuit. Aia, uite-te. Face parte din antrenament. Te rog să înroșești și tu, acum. Da, payback. O să spun ceva penibil despre el, dar nu.